Bun, vom continua cu partea despre POI-uri, adică Institutional Candle sau Order Book. În cursul inițial NFX Trading Academy am spus că marchez Institutional Candle, lumânările instituționale cu Fibonacci și cu 50%, de exemplu ca aici. Dar nu am vorbit însă despre cum putem să le rafinăm, cum putem să le selectăm mai bine ca să fie valide. O regulă simplă pe care, de fapt două reguli simple pe care pot să vi le spun despre un POI un institution candle sau order block este că trebuie să aibă în primul rând, în primul rând trebuie să aibă să fie engulfed, deci să fie o lumânare engulfed și al doilea rând să aibă lichiditate înainte de POI. Aceste două reguli sunt foarte simple și o să vă ajute foarte mult să identificați mai bine un POI și să puteți să luați trade mai profitabile pentru că o să din nou, să știți cum să selectați acest POI și o să fie mult mai ușor. Un POI trebuie selectat în momentul în care acesta provoacă un break of structure pe timeframe-ul respectiv. Dacă este pe 15 minute, să provoace un break of structure pe 15 minute, dacă este pe 5 minute, să provoace un break of structure pe 5 minute, dacă este pe 1 minut, să provoace pe 1 minut și așa mai departe. Aceste POI le vom marca și le vom găsi în zonele noastre de supply and demand, așa cum v-am arătat în videoclipurile recente. În videoclipul despre supply and demand, v-am arătat exact cum putem să marcăm o zonă, cum o găsim și în acea zonă vom căuta și un POI pe toate timeframe-urile. POI-ul poate să fie pe orice timeframe începând de la 15 minute până la 1 minut sau chiar pe secunde. Cu cât îl rafinăm mai mult și găsim unul valid care să respecte acele reguli de să fie engulfed și să provoace un break of structure, cu atunci vom avea șansa mai mare să avem un trade. Să luăm ca exemplu zona asta de unde tocmai a reacționat EU, vedem că dacă marcăm această zonă de aici de dediment. Vedem că a trecut cu cu puțin sub, dar badiurile s-au închis în acea zonă, deci este valid. Dacă dăm cu funcția de replay să vedem dacă aveam chiar un POI sub, începem și coborăm pe time frame uri 10 minute, 5 minute, fiind fiindem aici, avem deja un PY pe 5 minute, pe 3 minute avem și aici un PY care este sub formă de doji, dacă este doji, încă o variantă foarte bună, 2 minute, vedem că avem și aici un PY valid, pentru că este engulf și a provocat un break of structure, pe 1 minut, vedem că avem acel doji, unde a cauzat acest break of structure, deci avem un PY. nu vom mai marca cu tool de Fibonacci, pentru că este cel mai bine să marcăm toată luminarea și să vedem de unde reacționeze, pentru că uneori poate să reacționeze de la începutul ei, de la sfârșitul ei, sau chiar să vină sub acel POI și să facă după aia toate confirmările. Este cel mai bine să așteptăm confirmări pentru un trade în condițiile de astăzi ale marketului, pentru că nu putem să setăm un buy limit pentru că de obicei nu se respectă așa de bine, trebuie să avem confirmări și să așteptăm ca lichiditatea să fie luată. Vedem că POI-ul a fost atins în prima fază, dacă ne uităm pe un minut, Prima primă fază a făcut un mic trap aici, POI-ul a fost luat, a venit sub POI și după aia a dat semne de reversal și order flow switch. Deci acum dacă vine și retestează undeva zona aceasta, ar fi o oportunitate bună de buy. În mod normal, ca orice smart money trader, dacă am fi luat un buy direct din acel POI, probabil am fi luat un top loss, tocmai pentru că nu am așteptat pentru confirmări în această zonă. Deci zicem că am fi intrat în începutul lumânării, top loss-ul sub ea, de adevăr am avut o reacție de 7 pips și am fi luat break even. Dacă aveam la jumătate, probabil, ok, a fost tot aproape de jumătate. Deci am fi luat un break even. Și după aia prețul a fi plecat mai departe. Deja deci plecat mai departe pentru că acesta a fost un trap. Pentru Smart Money Trader prețul la lichiditate a retestat. Zona da confirmări pe time frame de secunde și pe aia prețul a plecat mai departe. Bineînțeles, pentru toate chestiile astea sunt prezentate în mentorship. Vă arăt exact cum putem să luați un entry de Genul. Să mai căutăm un exemplu de POI valid, aici sus chiar am avut un POI valid, aveam zona aceea de week, dacă ne uităm pe time de o oră, 30 de minute, vedem că era tot week-ul, 15 minute, 5 minute. 10 minute, de fapt aveam toată lumânarea asta de aici, 5 minute coborăm mai jos, vedem că rafinăm puțin această zonă și avem, de fapt lăsăm tot supply acesta și ca PY luăm această lumânare de 5 minute, care este în extrem acolo, vedem că prețul atinsă. atins-o, dacă coborăm mai mult pe time frame-uri, vedem, o să vedem clar, avem acest doji, din nou, foarte, foarte ok, coborăm pe 2 minute, pe 2 minute vedem că nu avem un PY valid, 1 minut, avem acest PY valid, tocmai, de acolo, care să vedem dacă a și fost atins sau dacă a atins doar acel doji. Uh, vedem că a atins fix cu uicul acea zonă, deci este bine să a vedem, să marcăm tot POI-ul și să vedem clar că dacă reacționează sau nu. Motivul pentru care este un POI valid, din nou, uh, în cazul de față avem pe uh, revenim și ne uităm din nou pe 3 minute. Avem doji Ca și supply and demand da, de să zic că sunt foarte similare și legate între ele. Uh, îmi place să marchez supply și demand ca o zonă mai mare, 15 minute, 5 minute maxim. Uh, și POI-ul să mă duc până la un minut, pe orice time frame unde găsesc un POI valid. În cazul de față, POI-ul valid era pe 5 minute, tot acest POI. Ca să fac mai mic, mă duc pe 3 minute, văd că este acest doji. Din nou, dojiul este un POI incredibil de bun, reacționează prețul foarte bine din acesta. Dacă cobor mai mult pe timeframe, văd că pe 2 minute, ok, această lumânare de 2 minute este engulfed, într-adevăr, dar este cam, cam prea bullish. Nu mi se pare chiar un POI valid, iar pe un minut vedem că POI-ul nu a fost engulf. Deci singurul POI valid este acesta pe 3 minute, de unde prețul a și reacționat foarte, foarte frumos. Încă o chestie pe care prețul trebuie să o aibă, POI-ul de fapt trebuie să o aibă ca să fie valid, este să aibă puțină lichiditate. În cazul de față am format lichiditate fix înainte să ajungem în POI, deci sunt două variante. Prima dată să avem lichiditatea formată deja în zona asta, deci dacă am fi avut un pattern de genul, aveam ca lichiditate aici pentru POI și atunci era valid, sau putem să formăm lichiditate în momentul în care ne apropiem de POI și atunci vedem aici cum am format acest high ca lichiditate. Am avut și un change of character fake, prețul a venit în POI, a dat toate reacțiile necesare, și prețul a început să coboare. De aici am luat personal și trade-ul. Probabil dacă ați văzut pe Instagram, acum câteva săptămâni când este înregistrat acest videoclip, am avut acest trade de sell pe care l-am luat folosind confirmările pe 5 secunde din acest week de aici și prețul aplicat. Tocmai pentru că aveam bio-aero afinat, am avut toate confirmările pe 5 secunde, ora de volum și încă mențin, dacă dăm pe chart aici, acolo a fost entry-ul, văd că încă mențin trade-ul care rulează momentat la 1 la 15 aproape. Parțiale luate, bineînțeles, și targetul este în această zonă. Este foarte, foarte simplu dacă folosiți aceste două sau trei reguli, de fapt, să fie engulf, să aibă lichiditate și să cauzeze un break of structure. Cu aceste reguli să vedeți că selecția PIO-ului să se fie mult mai ușoară și să aveți mult mai mult succes în a lua trade -uri. Să vorbim puțin și despre imbalance. Imbalance-ul, bineînțeles, ar trebui să știți până acum ce este. Avem aici chiar un exemplu acum apu Imbalance care de obicei îl folosesc doar pe time frame de un minut și îl folosesc doar în momentul în care am un POI mai sus și am și imbalance sub și atunci știu că prețul poate să reacționeze din imbalance și să nu mai vină în POI. Acesta este un exemplu foarte bun unde prețul reacționează din uh, imbalance și e posibil să vină mai jos înainte să continue mai departe în sus. Și aici vedem că am fi avut un imbalance lăsat în piață unde prețul a venit, a făcut o reacție și pe aia a venit mai departe sus. Imbalance-ul cel mai bine este folosit pe Gold, pentru că pe gold respectă foarte, foarte bine, cel puțin pe timeframe de un minut respectă uh, extraordinar de bine, dar îmi place să folosesc imbalance-ul și ca target pentru time frame mai mare, din nou lând ca exemplu EU. Iam că o să avem acest push mare, pentru că dacă ne uităm în stânga, aveam acest mare imbalance pe o oră, care bineînțeles dacă stăm și ne uităm pe timeframe frame mici, nu este atât de mare dar având în vedere că era un target pentru time frame mai mari, uh, imbalance-ul știm că va trebui să fie umplut și asta s-a și întâmplat. În selecția POI-ului nu este o regulă neapărat să aibă și imbalance sub POI, dar uh, într-adevăr ajută puțin pentru că poți să ai două zone de unde prețul acționează. Poți să ai POI-ul în cazul de față, poți să ai POI-ul cum am avut aici și poți să ai și imbalance sub el. În cazul de față, pe 3 minute avem un mic imbalance, mai avem aici un imbalance care nu mi se pare atât de valid. Dar dacă coborâm pe timeframe-ul de un minut, vedem faptul că aveam imbalance aici. Okay? Și prețul a și reacționat din acel imbalance. Deci este și asta o este foarte bună, mai ales pentru că coincide cu POI-ul nostru pe 3 minute. Deci prețul ce a făcut a venit și a umplut acel imbalance pe un minut. Pe un minut pentru că este cel mai valid, este timeframe-ul cel mai mic unde poți să observi exact cât imbalance este rămas în piață. A venit fix la jumătatea lumânării de 3 minute, a umplut imbalance-ul și prețul a aplicat. Deci și asta este o confirmare, mai ales dacă avem un POI pe timeframe-ul de 2 minute sau mai sus și avem și un imbalance în, același, în aceeași zonă cu POI-ul pe timeframe de 1 minut, atunci din nou este o confluență foarte bună pentru POI și dacă respectă și celelalte reguli, atunci o să avem un POI foarte valid și putem să luăm un trade de acolo. Mai sunt și situații când avem un POI și Imbalance sub el și prețul nu mai vine până la POI și doar umple Imbalance-ul. Nu știu dacă am un exemplu aici pe EURUSD, să ne uităm puțin. Vedem aici un exemplu foarte bun în care, într-adevăr, pe time frame de un minut nu aveam neapărat un POI, dar să zicem că am fi selectat acest, acest week ca un POI pentru că poate era pe secunde. Dăm prețul mai departe, dar vedem că avem și un Imbalance sub acest POI. Atunci când sunt situații de genul, putem să selectăm direct din balance și să vedem cum reacționează prețul de acolo și în cazul în care avem toate confirmările pentru a lua un sell, putem să luăm un sell și să punem stop loss-ul deasupra la POI ca să acoperim și acela în cazul în care prețul are o reacție, vine în POI și pe aia pleacă mai departe. Deci ca să recapitulăm selecția POI-urilor este destul de simplu. Trebuie doar să avem câteva reguli pe care să le respecte. Numărul 1, să cauzeze break of structure, exact cum am zis, trebuie să fi cauzat un break of structure ca să fie valid. Numărul 2, să fie engulfed, preferabil, și numărul 3, să aibă și ca bonus să fie uh, să aibă uh, un imbalance sau să fie doji. Aceste reguli dacă le scrieți o să vedeți că puteți să selectați spioarele mult mai ok. Foarte, foarte simplu și după aia bineînțeles nu o să intru în amănunt cu tranzacțiile pe secunde, dar și pe o minut o să vedeți că aveți confirmări destul de ok pentru a la un trade. Doar observând price action și tind faptul că prețul este pregătit observând și order flow-ul și tot ce este necesar că prețul poate să plece într-o anumită direcție. Și aici avem un mic exemplu de POI pe un minut, nu știu dacă se vede foarte clar, dar vedem cum prețul a atins și a aplicat mai departe. Selecția de POI-uri, încă o chestie importantă, trebuie să fie făcută neapărat într-o zonă validă de supply demand pe timeframe mai mare. Deci pașii ar fi găsirea unui supply and demand pe timeframe mai mare, 15 minute în sus, după aia găsirea unui POI în acele zone de supply and demand, de preferat pe orice timeframe, este valid, să aibă toate regulile acelea să le fie respectate. După ce găsim acest POI și îl validăm folosind din nou acele reguli, putem să așteptăm reacția din zona aia, marcăm toată lumânarea, tot POI-ul ca să vedem ce reacție există în acea zonă și după aia ne vom uita pe confirmări pe o minut ca să intrăm în trade și anume să vedem dacă avem acel change of character, break of structure și o reacție foarte, foarte bună ca să luăm trade. În următorul videoclip o să vorbim despre lichitate și inducement ca să înțelegeți mai ok la ce mă refer când vreau ca pe să aibă inducement și la lichiditate și o să vă mai explic puțin cum funcționează această lichiditate. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul clip.